Casa unei familii din localitatea Săliște din comuna Băiță a fost mistuită de flăcări weekendul trecut. În urma incendiului provocat de un scurt circuit electric a ars aproape toată locuința. Acum apropiații familiei au lansat o campanie umanitară pentru a-i ajuta pe cei care și-au văzut munca de o viață făcându-se scrum să își reconstruiască locuința. Tragedie pentru o familie din satul Săliște, din comuna Băița, a cărei casă a fost cuprinsă de flăcări weekendul trecut. Nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative, întreaga casă fiind afectată de incendiu. Când te trezești în mijlocul nopții și vezi că toată munca ta s-a transformat în scrum, îți dorești ca totul să fi fost doar un coșmar. Însă, din păcate, e adevărat. Casa mătușii mele a fost arsă până la temelii în noaptea de duminică spre luni, pagubele fiind unele semnificative din punct de vedere material. Apelez cu încredere la toți cei care doresc să ajute, cu puțin fiecare, mână de la mână, să îi ajutăm să-și reconstruiască casa. Au postat apropiații familiei pe rețelele de socializare. Cei care doresc să ajute o pot face în conturile afișate pe ecran sau personal pe numele Simziana Dorina.